Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Pacienții mulțumesc public personalului din spitalul Onești. Start celui mai mare târg de Crăciun de la Târgu Ocna. Sportiva de la CSM Onești, Mihaela Valentina Cambei, a câștigat argint la campionatele mondiale de seniori la haltere. Pacienții mulțumesc public personalului din Spitalul Municipal Onești. Mulțumesc din suflet întregului personal de la secția de pneumologie a Spitalului Municipal Onești, Sfântul Ierar Dr. Luca. Oameni cu suflet, oameni care își fac meseria, oameni cu drag și care în primul rând sunt oameni. Vă mulțumesc încă o dată pentru îngrijirea acordată. Mesajul este scris cu majuscule, chiar de către o fostă pacientă pe nume Simona. Mesajul este cu atât mai emoționant cu cât rar se întâmplă ca oamenii să nu uite pe cei care i-au ajutat atunci când le-a fost greu, căci binele făcut se uită repede. La postarea inițială s-au mai alăturat și alți foști pacienți sau care au avut persoane dragi în spital și care au mulțumit public personalului din Spitalul Municipal Onești. Olga îi mulțumește public doamnei dr. Sarca, iar Nicoleta personalului din cadrul compartimentului de primiri urgențe. Miercuri 7 decembrie, la Târgu Ocna s-a deschis cel mai mare târg de Crăciun de pe Valea Trotușului, iar muzica bună a fost asigurată de artiști locali, dar și de artiști consacrați precum Carmen Rădulescu. Mie mi-e dor în fiecare zi de Onești. Dacă aș putea, aș veni în fiecare zi, dar nu se poate. Știu că vizitați totuși, aveți, mai treceți prin Onești, mai treceți pe la părinți, le aprindeți o lumânărică acolo, da. Și un gând bun. Asta știu despre dumneavoastră. Da, și prin Alea Crizantemelor unde am stat. Mulțumesc. Și pe la toți vecinii care au avut grijă de părinții mei cât eu am fost plecată, care i-au îngrijit, care m-au iubit și care mă iubesc în continuare. Bucuria și aplauzele și florile care v-au fost dăruite aseară sunt mărturie. Nu v-au uitat că vă poartă cu drag și cu multă bucurie în suflet. Și m-au entuziasmat și m-au înduioșat tare mult că mi-au dat lacrimile. Da, pentru că eu sunt o bucurie într-adevăr să vezi că publicul încă te iubește, încă te cântă cu tine, da? Te primește cu drag, cu flori, cu aplauze. De altfel, primarul orașului Stațiune Târgu Ocna a vrut să dea o mână de ajutor producătorilor locali, iar la târg au participat doar cei din zonă sau din împrejurimi. Da, este a doua ediție când deschidem la Târgu Ocna târgul de Crăciun, odată cu începerea sărbătorilor de iarnă. Ieri a fost Sfânta Sărbătoare de Sfântul Nicolae și astăzi avem împreună cu antreprenori și producători locali, facem a doua ediție a târgului de Crăciun. Am pornit de la ideea ca să promovăm valorile locale, tinerii frumoși și nimoși care au deschis spații de producție și de comercializare și sunt aici prezenți în piață. Și așa e frumos ca să îmbinăm și partea de gastronomie și partea de vânzări și cu un spectacol de folclor, de muzică românească, de colinde. Și toate aceste zile, începând de astăzi până duminică și weekendul viitor, aici în piațetă, va funcționa după amiaza, standuri cu vânzare, copiii din oraș și din împrejurii vor veni și vor prezenta spectacole și sper ca frumusețea să fie în sufletul fiecăruia. S-a deschis la Târgu Ocna astăzi cel mai mare târg de Crăciun de pe Valea Trotușului. Acum nu știu dacă e cel mai mare, dar sigur este cel mai frumos. Eu am acceptat invitația primarului Cristi Ciubotaru. E un prilej bun de a intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă, pentru că aici la Târgu Ocna mereu găsești oameni deschiși, oameni voioși. Am început să văd că orașul are un alt tonus și am zis să intrăm în atmosfera sărbătorilor începând de aici, de la Târgu Ocna. Da, este foarte frumos, atmosfera e frumoasă și văd că oamenii sunt doriți de un asemenea eveniment. Știți, de la Sfântul Nicolae putem cânta colinde. Se cântă colinde, se mănâncă mâncare bună și de post și de dulce. Dacă am pe toate, pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Da, am făcut un tur al producătorilor. Foarte important este și că acești producători sunt producători din zonă, ceea ce este extraordinar. Se promovează
oamenii de aici, produsele făcute în zonă și cred că genul acesta de târg, care clar la noi se află oarecum la început, trebuie perpetuat și trebuie făcut o tradiție din acest lucru. Nu am ezitat să vin la colegul meu Cristi, la Târgu Ocna. Am o relație foarte, foarte bună cu el. Ne leagă foarte multe lucruri și îmi place extrem de mult ceea ce face el aici, pentru că Târgu Ocna, într-adevăr, merită un târg de Crăciun, pentru că e orașul stațiune de pe Valea Trotușului. Ce să mai zicem, aici multă lume, voie bună, producători de aici din zonă, un aspect pe care dumnealui a mers foarte mult. Ce părere aveți despre asta? Este un lucru extraordinar, am luat contact cu fiecare producător și antreprenor local. Îmi place tare mult ideea de a susține ceea ce Târgu Ocna produce. Știți foarte bine că merg pe același principiu, am mers și eu de fiecare când am făcut un eveniment, să dăm glas comunităților locale cu ceea ce produc ele mai valoros. Și un mesaj pentru cei care ne urmăresc, în special pentru guravăieni, cum le ziceți dumneavoastră. Pentru guravăienii mei, îi invit să facă un drum de 20 de kilometri până la Târgu Ocna, să se bucure, să se veselească, să intre în priza sărbătorilor de iarnă și să aibă un sfârșit de an, așa cum și-l doresc, plin de sănătate și cu multe, multe bucurii. Bine ați revenit la a doua ediție a Târgului de Crăciun la Târgu Ocna. Sperăm că anul ăsta să fie mai spectaculos decât anul trecut, cel puțin taraba noastră, cu ghilimelele ei de rigoare. Chiar dacă la Târgu Ocna arată ca la Vina, după cum vedeți, moldovanca straie populare, aici de față să ține. Prezentă și moldovanca, nu? Sigur că absolut. Da. Este vedeta. Este vedeta. Tot ce vedeți aici și evident că este artizanal, este gândit, conceput, lucrat 100% de soția mea, Aliona. Atât măștile tradiționale, cât și spectaculoasele păpuși pe care le vedeți, fiecare are o temă, de exemplu. Dar minunat de Crăciun! Absolut! Pentru cine poate să înțeleagă, de exemplu, asta este Iulia Timoșenko, asta este Crăciunița, Aliona știe fiecare în parte care este. Și măști de... Vedeți, ele sunt etalate pe scândură veche de 70, 80, 100 de ani. Este un cadou deosebit care se potrivește și pentru o prințesă, pentru o casă, atât pentru o casă modernă, futuristică, unde face diferența dintre nou și vechi, cât și într-o cabană. E un astfel de cad. Este doar 100, este, până și prețul este simbolic, doar 100 de lei. Doar 100 de lei. Deci, în concluzie, venim aici, pregătim, am văzut și botoșe pentru cei mici, am văzut și o pincuțe, coronițe pentru prințese, cam v-ați gândit așa să acoperiți cam tot ce ar putea însemna și, bineînțeles, o sorcă. Bijuterii de asemenea lucrate manual, parte din ele cu repere cumpărate și cu Sistare Swarovski, de exemplu, aici sunt goblenuri, sunt tablouri pictate manual. Vă găsim aici până pe 11, am înțeles, decembrie și după. Săptămâna asta până pe 11 și weekendul următor. Vă încânt cu aranjamente lucrate cu mult suflet și drag pentru oraș. Și văd că sunt accesibile, de la cât pornește prețul unui aranjament, care e cel mai ieftin, care e cel mai scump? Ok, coronițele încep de la 10 lei cele simple, apoi 15 un pic împodobite, crăciunițe 50, 60 până... Depinde de buzunarul clientului. Și masa de Crăciun va fi cu siguranță împodobită? Evident, evident, da. Da, cu aranjamente foarte frumoase, genul ăsta de aici. Ce găsim aici la tine? Bijuterii unicat, lucrate manual, din pasiune, din pietre naturale, Swarovski și pietre semiprețioase. Lucrate cu multă dragoste, că toate sunt aici expuse. Cine vrea să se servească? Bineînțeles, așteptăm pe toată lumea și țineți cont că sunt unicat, adică găsiți un singur model, nu găsiți mai multe la fel. Prețurile de la ce sumă pornesc și care, deci care e cel mai ieftin, care e cel mai scump? Cel mai ieftin 30 de lei, cel mai scump 500 de lei. Deci, cu alte cuvinte, pentru toate buzunarele, cadouri garantat cu succes iubitelor, mamelor. Tuturor doamnelor, nu știu dacă e vreo doamnă în care să nu iubească bijuteriile. În ultima întrunire a legislativului local al orașului Comănești, primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a supus atenției consilierilor un proiect ce vizează școala Liviu Rebreanu. Este vorba de reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea instituției de învățământ. Practic, este vorba de o reactualizare a prețurilor. Proiectul fiind licitat cu o anumită sumă și dată fiind majorarea tuturor prețurilor, s-ar fi ajuns în situația de a nu putea fi realizat proiectul. Astfel,
se reactualizează toate prețurile. De altfel, acesta nu este singurul proiect care necesită reactualizarea prețurilor. Mai multe aflăm în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielor legate de proiectul reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Liviu Rebreanu Comănești și la structura arondată școala numărul 4 Comănești. Aici am avut o licitație prin care a fost câștigată de un constructor și un proiectant. Datorită prețurilor care au luat-o la galop, ca și la alte proiecte, a trebuit să cerem constructorului rezilierea contractului și să venim cu actualizarea prețurilor care au crescut cu aproximativ 50% față de valoarea inițială cât a fost licitat și câștigat. Lucru care ne-a făcut să întârziem cu aceste demersuri din cauza că nu prea vreau să fie de acord constructorii să rezilieze. Dar dacă ei nu acceptau rezilierea contractului și dacă se mergea pe prețurile acelea mici, gândiți-vă că noi am fi pierdut investiția, pentru că aveau să vină la un moment dat să spună stop lucrare, ne luăm constructorii și plecăm acasă pentru că nu mai avem cu ce lucra. Și nu ne permitem astfel de glume, pentru că nu avem nici noi să suplimentăm din bugetul local sume de bani ce ar fi însemnat acoperirea acestor cheltuieli. Acest lucru s-a întâmplat și cu proiectul de extindere rețea de gaze în cartierul Lăloaia. Deși am avut un contract semnat și în lucru de proiectare și execuție a tuturor rețelelor din cartierul Lăloaia, care înseamnă vreo 50 și ceva de kilometri, 55 de kilometri de rețea de gaz, a trebuit să reziliem acel contract, pentru că valoarea de la discuția inițială, de la contractul când a semnat acela, era de 84 de miliarde lei vechi, în care trebuia să cofinanțăm noi bugetul local, 64 de miliarde, și partenerul nostru prin care am făcut acest parteneriat, acest contract, trebuia să pună doar 20 de miliarde lei vechi. Ori am avut norocul și șansa ca să se scoată pe finanțare, pe fonduri europene, exact în perioada aceea, un proiect pe fonduri europene, adică nu în perioada aia, chiar nu la mare distanță, și am depus și acel proiect, care, aceeași rețea de gaze în cartierul Lăloaia, am primit prin fonduri europene 390 și ceva de miliarde lei vechi, deci aproape 400 de miliarde. Lucru care suntem siguri că lucrările vor putea fi executate cap-coadă. Să nu rămână o străduță, o ulicioară, o nu știu ce stradă, pe unde e vorba aia, toți acum avem pretenții, cum este strada Corobanu, unde toată lumea spune că trebuie asfaltată. Are 50 de metri și acea stradă unde locuiesc 5 familii sau 3, trebuie să aibă rețea de gaz. În felul acesta, după ce vom parcurge pașii de licitație, acum suntem în licitație de proiectare, după ce vom parcurge pașii de licitație și vom scoate la licitație constructorul, toți cetățenii din aceste cartiere, Lăloaia, Sub Lăloaia, Șupan, Lunca de Jos, unde mai sunt străzi unde nu au rețele de gaze, vor beneficia de aceste servicii, sperăm să se și racordeze. În aceeași fază suntem și cu proiectul de canalizare, tot în cartierul Lăloaia, și care tot la fel suntem în aceeași fază de licitații pe proiectare, pe execuție și pe aceste demersuri. Poate sunt unii care spun că zice, lasă, domne, că a trecut destul de mult timp și nu s-a făcut nimic și aveam nevoie de gaze. Da, domnilor, dar acum au venit banii, ce să facem? Dacă n-am avut bani, păi ce nu puteam să facem? Dacă dumneavoastră, care dintre dumneavoastră sunteți, aveți dubii în acest sens, spuneți-ne sursa de finanțare care trebuia să o avea. Și făceam de acum 10 ani. Și de ce n-a făcut de acum un an, de acum 3, 7, de acum 70 de ani? Pentru că nu a fost sursă de finanțare. Acum avem sursa de finanțare, acum ni s-a aprobat bugetarea acestor lucrări,
de foarte mare importanță pentru noi și tot acum ne străduim să putem rezolva, să putem implementa aceste proiecte ca să putem veni după aceea cu proiectele care le avem aprobate și finanțate privind asfaltările străzilor din aceste cartiere. În ultima ședință a legislativului local, la inițiativa primarului comunei Dofteana, Ioan Bujor, aleșii locali au discutat și votat favorabil un proiect de hotărâre privind finanțarea pentru realizarea obiectivului desființare pod peste părâul Larga în satul Cucuieți, comuna Dofteana, dar și întocmirea documentației de demolare a construcției podeți din beton cu suprafață cale de rulare de 32 metri pătrați, situată în intravilanul satului Cucuieți, strada centru, comuna Dofteana. Mai multe aflăm în minutele următoare. Se propune spre aprobare finanțare pentru realizarea obiectivului desființare pod peste părâul Larg în satul Cucuieți, comuna Dofteana și întocmirea documentației de demolare a construcției podeți din beton cu suprafață cale de rulare 32 metri pătrați. Da, la fel ca și proiectul anterior, e vorba despre podul de la părâul Larg, care face legătura în Cucuieți, mai încolo de biserică către școală. Acel pod, în momentul când s-a asfaltat prin proiect european Larga și Cucuieți, acel pod doar s-a turnat un strat de asfalt pe el și a rămas îngust față de drum. Cred că vedeți și dumneavoastră. În urmă cu un an, am luat o suprafață de teren de la un cetățean în vecinătate aflându-se. Podul a rămas la mijloc, știți cu toții, și este impracticabil să circulă doar numai pe un singur sens. Proiectul a fost depus la Ministerul Dezvoltării și o să vă dau explicații la diverse, în ce situație ne aflăm cu el. Este depus pe Angel Salini și sperăm ca în anul 2023 să-l demolăm pe acesta care se află acum și să reconstruim un nou pod cu două benzi de circulație în ambele sensuri. Dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei? Aviz favorabil. Supunem la vot cine este pentru, împotriva, abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Veste bună pentru toți românii, instituțiile statului nu mai pot cere dosar cu șină și copii după acte. Această veste este anunțată chiar de către deputatul de Bacău Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. Instituțiile publice nu mai pot solicita persoanelor fizice sau juridice dosare cu șină și niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie. Am votat în Camera Deputaților legea al cărei coinițiator sunt, care interzice dosarul cu șină și solicitarea de copii după documente la nivelul autorităților locale și companiilor de utilități. Legea merge la promulgare. Concret, prin adoptarea acesteia este eliminată obligativitatea pentru cetățeni de a mai aduce copii după acte emise de instituții publice ale statului. Prin legea votată astăzi, extindem și la autoritățile locale interdicția valabilă până acum doar pentru administrația centrală. Toate instituțiile publice sunt obligate să pună la dispoziția cetățenilor în mod gratuit, nu doar în format fizic, ci și electronic, modele de formulare sau de cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate. Instituțiile care solicită copii pe hârtie ale unor documente, altele decât cele emise de către toate instituții publice, vor asigura în mod gratuit fotocopierea acestora, ceea ce înseamnă și interzicerea celebrelor xeroxuri din instituții care taxau cetățeanul. Respectul pe care cetățenii îl primesc de la stat se vede și în timpul pierdut de aceștia la COZ și cu proceduri birocratice. Ne propunem prin acest proiect de lege să simplificăm relația stat-cetățean și să reducem timpul pierdut de oameni în instituții publice, a transmis deputatul de Bacău Mircea Fechet. Se vor deconta terapiile pentru persoanele cu dizabilități. Anunțul a fost făcut chiar de către deputatul băcăuan din partea PNL, Cătălina Ciofu. Aceasta a venit cu lămuriri suplimentare. Am votat adoptarea acestei modificări legislative. Prin votul din plen se instituie cadrul necesar pentru realizarea reformei sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, stabilirea măsurilor pentru prevenirea instituționalizării și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, având ca scop asigurarea în mod unitar acestui proces recunoscut ca prioritate și responsabilitate națională și asumat în cadrul planului de redresare și reziliență al României. În acest sens se introduce printre altele posibilitatea persoanelor adulte cu dizabilități de a beneficia de servicii sociale în mod cumulativ sau în complementaritate cu alte tipuri de servicii sociale sau educaționale, culturale, de sănătate, de ocupare, precum și a posibilității organizării administrației
administrării și finanțării de servicii specifice cu caracter național, intercomunitar sau multifuncțional. Luni 5 decembrie, în comuna Coțofănești a avut loc o manifestare omagială la 105 ani de la înființarea societății Mărăști, în prezent Asociația Mărăști 1917, Mareșalul Averescu. Evenimentul s-a desfășurat în fața primăriei din comuna Coțofănești și a Căminului Cultural, unde au fost prezenți militari activi în rezervă și în retragere, reprezentanți ai administrației publice locale, elevi și locuitori din comună. A fost prezent și președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, alături de primarul comunei Coțofănești, Viorel Olariu. De asemenea, a mai fost comandorul Cristian Manolache, locțitorul secretarului general al Ministerului Apărării Naționale, care a transmis un mesaj al conducerii acestui minister, colonel Florin Coteț, comandantul regimentului 52 artilerie, general Alexandru Tel, major Daniel Mareș, reprezentantul garnizoanei Focșani și al brigăzii 8 rachete operativ tactice al AICUZA. Au mai fost prezenți Dănuț Voicu, președintele filialei Cultul Eroilor Bacău și reprezentanți ai asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere din Focșani. Evenimentul a fost moderat de către președintele asociației, comandor aviator, lector universitar dr. Jeanel Tănase. Mai multe detalii în minutele următoare. Suntem la, să zic așa, după 1 decembrie, sărbătorit în tot județul și în toată țara, toată nația română a sărbătorit Ziua Națională și a și comemorat eroii așa cum se cuvine. La nivelul județului vreau să vă spun că am fost prin câteva localități importante și care au asigurat prin cei care au fost înaintea noastră un sacrificiu prin care noi astăzi ne aflăm aici alături de dumneavoastră. Coțofăneștiul se alătură de asemenea județului eroic, eroilor din județul Bacău și nouă nu ne rămâne decât să ne facem datoria fiecare acolo unde se află. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru organizare și glorie eternă eroilor români. Mulțumesc! Mă bucur și sunt mândru și în același timp sunt emoționant pentru că astăzi 5 decembrie în comuna Coțofănești are loc acest eveniment deosebit, istoric să-l numim noi, istoric a fost și atunci în 1917, istoric este și acum pentru că este prima dată când facem acest lucru. După cum bine se va vedea pe placa comemorativă, aici s-a semnat actul constitutiv al înființării societății Mărăști. Actualmente se numește Asociația, am înțeles? Asociația Mărăști și felicit pe cei care au venit cu ideea domnului comandor și întreg corpului sau știu echipei care s-a implicat în a veni și am propune să facem acest eveniment și bineînțeles că din prima clipă am achiesat la acest lucru și totdeauna când e vorba de religie și de istorie, niciodată nu mă dau deoparte. Oneștiul are de ce să fie mândru. Talentata sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Onești a reușit să obțină un rezultat de excepție, mai mult decât onorant pentru o junioară. La campionatele mondiale de seniori la haltere, ce au loc acum în Columbia Bogota 2022, Mihaela Valentina Cambei a reușit să obțină o medalie de argint la smuls cu o performanță de 90 de kg, locul 8 la aruncat cu 104 kg și locul 4 la total cu 194 de kilograme și asta în limitele categoriei de 49 de kilograme. Junioara Mihaela Valentina Cambei a reușit să bată recordul european de senior la smuls. Felicitări, Mihaela! Rezultatele obținute sunt o dovadă incontestabilă a muncii tale și un motiv de bucurie pentru noi toți. O mândrie pentru toată România, a declarat antrenoarea acesteia Cristina Maftei. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Sâmbătă 10 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 11 grade Celsius pe timpul zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 6 grade Celsius. Duminică 11 decembrie, cerul va fi acoperit de nori și pe alocuri vom avea ceață în anumite zone, maxima zilei însă trece de valori de 13 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la valori de 2 grade Celsius. Luni, 12 decembrie, cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei ajunge până la valori de 13 grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea minima coboară până la valori de minus 2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.